Ho, dragilor, și bun venit la un nou joc de Crăciun! Vă urez sărbători fericite, Crăciun fericit, multă sănătate și fericire și multe împliniri! Haideți să vedem despre ce este vorba în acest joc. Din câte am înțeles, este un joc de time management, dar să-i dăm start. Ok, avem aici un omuleț, level 1, play for the first time, ok, dăm click, pac, pac, start, ok. Așa, și avem de-a face cu o poveste, în care se pare că un tip și o tipă au făcut niște poze, așa, și s-a transformat într-o mare bătălie cu mulți scheleți. El și ea au ieșit triumfători și dau noroc cu niște carafe și, niște reni. Mulți reni au ieșit din portalul acesta. Ha, și moșul e nervos că i-au dispărut renii. Și îi acuză, dar ei zice, nu, stai liniște că ți-aduc eu înapoi. Așa, și s-a îmbrăcat în moșu, în Crăciun, noi și Crăciuniță. Așa. Bun. Crezi că să-i întrebăm pe el să ne ajute, o fi oare o decizie înțeleaptă? Așa. De ce întrebi? Păi tot ce știu ei să facă este să împacheteze cadouri. Hei, putem să mutăm și munți ca să salvăm Crăciunul. Ok, și zice să dăm click aici. Crops, income, 20. Ia să vedem ce se întâmplă. Ok, cred că știm despre ce este vorba. Cred că am mai jucat noi un joc similar cu Hercules. Așa, piticul acesta cred că așteaptă să se ducă la aceste lemne. Da, am mai jucat noi un joc similar mai de mult. Ok, și am mai eliberat încă un piticuț. Ia, să eliberăm aici și această mâncare. Aici se poate culege ceva. Bun. Cu acest animăluț nu putem interacționa. Așa, și aici îmi trebuie 80 de lemne. Bun, am făcut rost de cele 80 de lemne. Da, este vorba despre un time management joc în care trebuie să culegi resurse. Avem resursele aici sus. Uite, avem aici resurse. Și pe astea, aici și pe astea. Bun. Și avem un brad de Crăciun. Requires 10 mâncare și dă 20 de lemne. Și mai trebuie să-l mai eliberez pe acel piticuț. Ia să vină încoace să-l facem rost de niște mâncare. Nici nu-mi trebuie mâncarea. Pot să anulez? Pot anula. Așa. Hai, vină încoace să luăm și lemnele acestea. Și mai trebuie cele 20 de lemne fix acestea. Tân. Și de dată ce am ajuns cu lemnele, putem să facem și acest pod, să eliberăm al treilea elf, al treilea piticuț pe care l-aveam ca misiune. Tada! Ok! Și ne-am încadrat în timp. Perfect. Și am făcut un pocal de aur. Super! Close. Ce hai o sirenă ăla. Bun. Deci primim o căciuliță de aur. Probabil că există și argint sau bronz, ceva de genul. Și îmi zice de câte ori am încercat, de câte ori le-am terminat. Timpul, scorul. Ok, și cel mai bun timp, cel mai bun scor. Perfect. Aici sunt. Dăm start. Acum, lui Moșu nu-i place dacă îi facem rău animalelor. Animalelor? Te referi la tine? Nu, cap pătrat. Cap pătrat. Ursului polar. Poți să-i alungi. Bun. Se apropie un urs. Hai să luăm aici repede mâncare. Și aici mâncare. Trebuie să eliberăm. Ce să facem noi cu acest urs? Așa. De să eliberăm și piticul acesta. El se plimbă, nu îmi face nimica momentan. Eliberăm încă un pitic, încă un elf. Ia, să luăm și mâncarea aceasta. De să luăm și acest lemn de aici. Va trebui să eliberăm și acest al treilea pitic. Uite, avem misiune să eliberăm 4 pitici. Nu știu unde e al patrulea. Îmi trebuie încă niște lemne. Bun. Aveți ca misiune să culegeți lemne. Mă costă 10 mâncare. Ia uite aici mâncare. Yep. Hai să luăm mâncarea asta mai întâi. Dar de ce merge atât de încet? Poți să mergi puțin mai repede? Așa, bun. Și tu aici? Ia că ursul se plimbă doar, nu-mi face nimica? Nu-mi face nimica. Vino încoace. M-a costat 80 de lemne să repar acel pod. Așa, și dă să reparăm și aici. Să reparăm această clădire. Cred că asta va fi o fermă. Ia uite, gold. Așa.
Ah, nu e o fermă, este un... A, și asta îmi trebuie gold. Bine, hai, ia gold de mâncare. Ursul nu face absolut nimic. Așa, și mai îmi trebuie aici niște... niște gold doar, nu? 10 mâncare pe 20 de gold. Ia, am destul gold? Am destul. Și tu, ca să nu stai degeaba, vii aici. Și cred că l-am terminat. Aici este timpul. Dacă reușim până în această bară, cred că ne dă goldul. Uite, am primit gold. Dar eu m-am jucat puțin cu... Ia să dăm mai bec. Așa. M-am jucat puțin cu aceste slidere de aici. Mai ne jucăm puțin, că parcă era puțin cam tare. Așa, următorul nivel. Acest loc este împânzit cu oameni de zăpadă răi. Trebuie să ne acoperi. Oh, și eu care credeam că mă pot relaxa. Iar mergem la război. Bun. Trebuie să reparăm moara. Hai să facem rost de aici, de niște lemn. Ce mai putem? Oh, putem să culegem aici, perfect. Așa, moara cât ne costă? 30 de lemne. Hai să o reparăm chiar acum. Mai facem roșii de mâncare de aici. Trebuie să eliberăm al treilea pitic. Nu trebuie. Am 4 pitici pe hartă. Așa, și aici... Stai că dau click. E de worker. Hai! Cum fac asta? Trebuie să dau click pe căciuliță. Perfect, ok. Și îmi dă mâncare. Așa. Aha, deci dacă nu am muncitor, nu îmi dă mâncare. Perfect. Ne trebuie aur de aici. Rezolvăm. Ca să eliberăm piticul acesta. Dar aș vrea să eliberez... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cred că trebuie totul să eliberez. Gold. Ia, ieși tu de aici. Poți? Vin încoa? Ia de mâncare. Și hai să mergem acum după gold. Cred că am de mâncare. Am destul de mâncare. Așa, voi luați de acolo și eliberăm acest pitic după aia. Așa. Perfect. De mâncare am zis că am destul, nu vreau de mâncare. Vino la aur. Wow, ia eliberează tu acest lemn și acest lemn și acest lemn. Așa, după care vine cineva la acest aur și la acest aur și la acest aur. Și am rămas fără mâncare aproape. Nu e nicio problemă, mai luăm de aici două mâncăruri. Așa. Și cred că ar trebui să... ce vrei tu? Ia, se duce cineva să vorbească cu el? A venit moșul! A venit moșul, i-a dat! Am scăpat de el, am scăpat de inamic! Bun, lemn. Mai am nevoie de 90. 20, 40, 60... Cred că trebuie să eliberez tot. Ia, mai eliberăm aici un pitic. Vină tu cu... aici și încă un pitic să se ducă la gold. Perfect. Vino cu ce? Ia, moșule, ia rezolvă tu aici. Fii drăguț. Mă atacă un om de zăpadă. Așa, lemn. Am trebuit 70. Ia, vino aici. El pe ăsta. Am, trebuie mâncare. Ok. Ia, să vină cineva să ia mâncarea aceasta. Și aici mai trebuie... cred că trebuia să lucrez într-una la... Ia, moșule, fă-ți treaba. Ia că mai vine încă unul. Ok, la mâncare nu trebuie scos piticul. Deci știm acum că nu trebuie scos piticul de la mâncare. Trebuie în permanență. De multe ori aceste jocuri de time management, de multe ori, după cum am văzut, e important să înveți un nivel. Hai, să facem și aceste roci și după aia avem... Încă 20, 40, 60 de lemne. Mie îmi trebuie 50, dar nu am... Cum? Am auzit gongul? Asta înseamnă că nu voi lua aurul. Dar luăm argintul și după aia putem să ne întoarcem oricând, teoretic. Din câte... Ia că mai vin doi oameni de zăpadă, dar îi lăsăm în pace, fiindcă am terminat. Ok, și am luat... Ok, suntem pe locul 2. Nu știu cine e pe locul 2, nu sunt eu. Așa, deci ține minte că e important să păstrăm un... Uite, și am argint în cap. Sunt curios dacă există și bronz. Cred că bronz este dacă nu-l faci deloc. Ar fi interesant. Bun, hai mai departe acum și cred că oricând te poți... te întorci cu mânuța respectivă de deasupra. Așa, hai să luăm mâncare.
Nu, am dat click-uri în plus. Sunt dispus să-mi asum riscul pentru a crește mâncare. Așa, hai să luăm mâncare. De mâncărică și ăsta ce este? Mana, well, ok. Putem să facem mana. Hai să vedem. Ce ne costă să facem mana? Nimic. Și ăsta are nevoie de 60 de mana ca să... Tu cât primești? Bun. Hai să mergem la mana. Crăciunița. Așa, aur. Hai să lucrăm la aur. Și tu ai nevoie de lemne. Lemne primești de-abia de aici și de aici. Așa. Mana well. Ia, să luăm și mâncarea aceasta. Și după aia cred că putem să... Trebuie să putem... A, aici așa, perfect. Ca să putem să eliberăm și un pitic și să facem și rost de lemn. Aici, uite, trebuie să... Nu, aici. Așa. Vino tu, piticule, ia lemnul acesta. Un pitic să ia această mana. Foarte bună mana. Uite și aici o mana. Quick harvest. Așa, să luăm și acest lemn. Și să vină Crăciunița. Ce se întâmplă oare? Dacă vine ea aici, se culeg astea două? Doar culeg mult mai repede sau... Bun, cineva să vină să repare aici. Și în permanență trebuie să luăm mana. Asta, mâncarea. Luăm și aurul ca să eliberăm aceste pietre. Și... singura misiunea mea este să fac acest pitic, dar pentru asta îmi trebuie lemnele. Ok, foarte bine. Foarte bine, nu mă supăr. Ia, mâncare, mâncare. Luăm aurul de acolo și cred că am niște aur în plus în curând. Vedem dacă este în plus. Așa, cineva să vină la aceste stânci. Am 3 pitici care stau degeaba. Tu ai nevoie doar de 80 de lemne. Pam, pam, pam. Ok, vină încoa, vină încoa, vină încoa. Așa, și tu stai degeaba. Dacă ai 4 pitici. Bun. Și de îndată ce ajunge... da, sunt la limită cu timpul. Sunt la limită cu timpul. Ia, să vedem. Cât faci, cât faci? Nu! Cât faci? Mai era puțin. Mai era foarte puțin. Ok. Am avut un pitic care a stat degeaba și cred că dacă nu stătea acel pitic degeaba, cred că reușeam să luăm aurul. Haideți să vedem mai departe. Oricând, da, cu mânuța aceasta cred că te poți întoarce. Da, uite, așa. Poți să te întorci aici, poți să refaci un level și dacă vedem aici avem completed one time. Și după aia poți să îți îmbunătățești scorul. Acum, fiindcă trecem prin poveste, mergem mai departe. Crezi că lui Moșu nu o să-i pare rău că îi dărâmăm, îi tăiem toți copacii? A, nu-ți face griji. O să folosesc o magie să crească la loc. Nu o să-și dea seama deloc. Bun, hai să vedem. A început deja timpul. Ok. Că uneori, astfel de jocuri, îți lasă totuși puțin timp să te gândești ce vrei să faci, înainte să înceapă distracția. Așa, tu ești blocat de încă un copac, cel mai probabil. Greenpeace. 80 de mana. N-am 80 de mana. Lasă-mă... Hai, vină cu acest, să le liberăm pe celălalt pitic. Ăsta mă costă 5 de mâncare, dar îmi dă 40 de lemne. De să luăm această mâncare, de să luăm și aceste lemne. Super. De unde fac eu rost de mana? Aha, de aici fac rost de mana. Mâncare și aur. Ok, să vină careva aici. Mâncare aici. M-ai eliberat încă un pitic. Super. Pe tine te eliberez cu aceste lemne. Perfect. Și windmill. Windmill știm că ne dăm de mâncare și știm că avem nevoie de multă mâncare. Ia uite. Așa. Aur. Ne trebuie mâncare. Nu cu a. Lucrează aici. Cineva să culeagă această mâncare? Cineva să culeagă această mâncare? Că stăm degeaba. Și... 200 de aur. Oho, bine, atunci să vine careva aici. Și nu mai am mâncare. Am înțeles. Ce face? Ce face ursul? Lasă-mă pace. Așa, îmi lua mâncare. Animal trainer. Interesant.
Ah, și cred că pot să pun, să duc, ia, să vină careva să ia stâncile astea. House. Oare ce face această casă? Așa, cineva să nu stea degeaba, să culeagă și de aici, a? Așa, o mină de mana, o fântână, pardon, mai degrabă. Așa, cineva să ia această mâncare. Și, doi la aur. Casa aceasta... Îmi zice ce face? Bun. Greenpeace. Și îmi trebuie multe lemne. Ah, uite aici lemne. Ah, copacii ăștia cresc la loc. Ah, ce interesant. Ce concept interesant, foarte. Cu Greenpeace i-am... Greenpeace cred că a făcut să crească copacii la loc. Bun, să vină careva să ia mana atunci. Că mai am nevoie de lemne pentru acest pod. Și stau binișor cu mâncarea, numai că... Ia, să luăm ursul ăsta. Așa. Stau și binișor cu mâncarea. Cred că nici în acest nivel nu o să... nu o să fac aurul. Așa și... Da, nici în acest nivel. Mai avem nevoie de 80 de aur. Cu lemnele cum stăm? Ia că mai vine un urs aici. Aici nu mai există aur pe această stâncă, deci e limitat. Lemn. Hai să luăm niște mana. Lasă-ne în pace. Am alungat ursul. Animal trainer. Am devenit animal trainer. Așa. Greenpeace. Așa și... Copacii! Ei, vino și tu, copac. 20, 20, 90... Așa, hai să reparăm repede podul. Luăm niște lemne, că doar de ce nu. Dar important este să luăm aceste 3 punguțe și cu aceste 3 punguțe... A, de fapt, doar o singură punguță mai îmi trebuie. Așa, și s-a terminat jocul. Yay! Bun, da, deci devin nivelele... devin din ce în ce mai dificile, trebuie să le refaci de cele mai multe ori. O dată sau de două ori. Odată înveți, practic, prima oară când îl joci, înveți care este cea mai bună strategie și de multe ori va trebui să te reîntorci la nivelul respectiv. Cel mai bine te reîntorci chiar imediat după ce ai învățat care este treaba cu el, ca să ai în memorie proaspăt strategia pe care ar trebui să o abordezi. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut și acest episod. Dacă vreți să mai continuăm un episod, două din această serie, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj în coment, dar cel mai important, sărbători fericite încă o dată, toate cele bune, Crăciun fericit, brad bogat și numai multă sănătate și numai bine. Pa, pa!